Armat cu un ciocan și multă, multă răbdare, un host din China a reușit să dea spargere anului. Bărbatul și-a pus în gând să jefuiască o bancă și nu a vrut să-și abandoneze planul nici măcar atunci când a observat că geamul era securizat. Minute în șir a dat cu ciocanul în geam până când, într-un final, a reușit să facă o gaură cât să încapă prin ea. A intrat și a umplut buzunarele cu toți banii pe care i-a găsit, însă când să iasă, nu a mai reușit. De această dată nu a mai avut timp să se chinuie pentru că poliția a intrat în bancă și l-a prins la propriu de un picior. Bărbatul a reușit până la urmă să fugă pe ușa din spate în ciuda faptului că polițiștii au tras și câteva focuri de armă.